Under the cloud. Sincer, e primul an în care vin, așa că nu prea știu ce să spun acum. Îmi dau seama, nu știu, am fost super bine primită de la intrare. Deci, voluntarii au nota 10. Sunt primii pe care i-am cunoscut, ne-am înțeles bine, îmi place de ei, ne place de ei. Sub nor, dar vedeam că e frumos, nu vedeam că ar fi norat cumva. E un norișor așa, transparent și colorat, nu e de ploaie. E de vară. Felicitări! Nu știu, mă bucur foarte tare și mă bucur că fac parte din cum ați invitat la acest festival care acum a ajuns internațional. La cât mai multe și sper să mai venim și noi. Cred că e evident că dacă faci teatru independent trebuie să muncești serios, să lucrezi cu o echipă, să nu aștepți să facă alții lucrurile pentru tine ca într-un teatru. Să încerci să te înțelegi cu toată lumea super bine, să muncești mult noaptea, dimineața, dar asta e, mă rog, nici măcar nu are legătură cu teatru independent, ci cu teatru. Dacă îți place ce faci, ai dormit tu și la Teatrul Național, dar la 8 te dau oamenii afară, sau mă rog, la 10. Deci cam asta e sfatul. Nu știu, eu cred că ar trebui, dacă el vrea să intre în teatru independent, să-și găsească prieteni, colegi de generație, să înceapă să lucreze spectacole, să meargă cu ele la festivaluri și să le joace, să bată la Remeș, la ușă, la cine mai are spații în care se desfășoară spectacole de teatru independent. Și dacă sunt buni și, prind la public, cu atât mai bine.